După o săptămână cu mașina, pot să zic că îmi place. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult acest Tivoli Grand, însă la interior cel puțin e diferență mare față de, să spunem, modelele mai vechi ale SsangYong, adică evoluția este clară și nu mă refer aici doar la faptul că avem un display digital în spatele volanului. Ca idee, Tivoli Grand pe alte piețe oferă mult mai multe lucruri decât avem aici, adică de la cruise control adaptiv, navigație pe ecranul din spatele volanului, deci ca la brandurile mari, da, gândiți-vă câți sunt cei care oferă așa ceva, sunt puțini, îi numeri pe degete chiar și acum, da? Nu vorbim de premium, nu ne ducem cu gândul până acolo, dar în rest, în zona de 20-30 de mii de euro, sunt puține mașini care oferă aceste facilități și sunt oricum branduri, să spunem, în top 8 mondial, da. E o surpriză pentru mine faptul că SsangYong reușește să ofere atât de mult. Se pare că asocierea cu Mahindra, pe care toată lumea a blamat-o și și acum se comentează că, domne, India, ce, nu vă supărați, India așa cum este, este o parte foarte importantă a populației globului și cred că am mai povestit odată, unii dintre cei mai inteligenți oameni pe care i-am cunoscut eu în această viață și pe care i-am văzut au fost indieni. Ar trebui să nu fim dobitoci și să depășim treaba asta, cum să zic, nu e neapărat rasistă, că nu e rasistă, dar superioritatea asta pe care o afișăm în relația cu India ar trebui să fim mai rezervați, pentru că o să vedem și la prezentarea de motor, Mahindra a făcut anumite lucruri foarte și face anumite lucruri foarte importante cu sub-brandurile pe care le controlează și după mine acest lucru se vede foarte clar în acest model. Ce pot să zic? E chestie de gust, dacă îți place sau nu interiorul, este un interior bun pentru standardele actuale. Îmi amintește cumva de Suzuki, consola asta centrală superioară. Îmi dă o senzație de Suzuki, totodată mă duce cu gândul și la Toyota și prin culorile astea alb cu albastru mă face să mă gândesc și la modele mai vechi de Hyundai. Dar nu aș putea să spun că mi se pare că au copiat ceva sau că s-au inspirat, nu. E o interpretare destul de personală a celor de la SsangYong și acest lucru este fără îndoială pozitiv. Bun, e mult piano black, dar așa cum am spus și la alții, nu îmi place o mașină care să fie neapărat foarte sobră. E mult plastic negru, piano black negru, aici e un pic mai spartă treaba asta pentru că ai două ecrane mari, ai două display-uri mari, suficient de colorate, poți să-ți faci și bordola cu roșu și în momentul ăla nu mai pare atât de trist interiorul. Combinația de materiale este interesantă, găsești și plastic de calitate, să spunem, nu de cea mai bună calitate, însă feeling-ul sau zonele în care intri tu în contact cu plasticul, mi se pare că nu sunt rele. Adică așteptările mele de la această mașină erau destul de reduse și am fost lăsat cumva cu gura căscată de cum merge și cum arată până la urmă, da? Sigur, marea surpriză pe care mi-o oferă acest SsangYong este de fapt tehnologia pe care o primești la bani ăștia. Vorbim de 20.450 de euro, e preț de Dacia Duster, preț de, sigur, acum câțiva ani 20.450 de euro însemnau destul de mulți bani. Puteai să-ți iei o grămadă de mașini din o grămadă de clase. Însă, la momentul ăsta, în 2022 aproape, nu mai înseamnă atât de mulți bani. Deci gândiți-vă că, iată, inclusiv un Duster echipat, să zicem, full, se duce în zona asta de bani și te pune indirect în această discuție. Să-mi iau Duster sau să-mi iau un Tivoli?
care merită și care nu. Adiția de tehnologie pe care o are la interior acest Tivoli Grand este, după părerea mea, imbatabilă în acest moment la nivelul ăsta de bani. Deci nu cred că poți să găsești, poate într-un segment inferior, să găsești o mașină echipată top care să, dar nu vine cu ce am văzut eu pe acest Ssangyong. Și vreau să vă dau câteva exemple. Deci, în 20.450 de euro avem în primul rând moduri de conducere. Deci avem normal sport și winter. Nu cum scrie pe site la Ssangyong, unde scrie eco, sport și winter. Deci sunt unele inadvertențe, le-am văzut în prezentarea celor de la Ssangyong pe site și mașina reală, propriu zisă. Deci, în 20.450 ai drive moduri, volan încălzit, încălzire în scaune, ai sistem stop-start, ai cutie automată iSyn cu 6 trepte. Mă uitam și am fost chiar surprins să văd că avem aprindere automată a farului, avem senzor de ploaie, avem inclusiv funcția auto pentru spălătorul de parbriz. Da? Deci ai un buton pe care când apeși, e un buton cu auto și îți spală parbrizul, deci nu speli tu haotic, dai tu cu degetul și cât vrei tu. Nu, are un program prestabilit, predefinit, prin care îți spală, îți face o spălare, pe urmă îți mai face o clătire, nu știu cum să explic eu, putem să și filmăm să vedeți. Deci lucruri, detalii pe care eu le-am mai regăsit la Ssangyong, la Rexton, da? Adică, domne, opțiuni are toată lumea, dar acest Tivoli Grand vine cu opțiuni la opțiuni, da? Îți dăm mai, dar uite, îți mai dăm niște chestii mărunte care să te facă să te simți bine. Și acest lucru sigur că îți place. O reminiscență a faptului că pe alte piețe are tracțiune integrală, vine și avem și pe această mașină Hill Descent Control. Sigur, nu e neapărat o funcție super utilă când nu ai tracțiune integrală și când se presupune că nu te aventurezi chiar așa în halul ăsta, în locuri în care să fie necesar la coborâre să ai un sistem de control al coborârii. Dar mașina vine cu el, este aici, da? În varianta cu cutie automată avem sistem de asistență inteligent la traficul din spate, da? Deci când detectează trafic din spate, îți și frânează. Asta e valabil la, doar la varianta cu cutie automată. La varianta cu cutie manuală nu se poate face acest lucru din rațiuni destul de simple, că se oprește motorul, mă rog, deci asta e o chestie pentru cutie automată. Interiorul mie îmi place, adică nu aș putea să spun că m-am îndrăgostit de mașină, pentru că am adus și a fost văzută de mai multe persoane, unii chiar interesați să cumpere, și să zicem că reacția, nu chiar generală, dar poate undeva un 75% din cei care au văzut au zis, domne, e cam urâțică mașina, adică de afară mă refer, înăuntru nu s-a plâns nimeni, dar de afară gusturile nu se discută. Și ideea este că nu poți să contești tehnologia care este la bordul acestui Tivoli. Nu ai cum. Climatizarea automată cu două zone. O vedem aici. Cu niște butoane, finisajul butoanelor îmi amintește de modele DS. Adică e un finisaj care, mai ales noaptea când rulești și sunt luminile aprinse și strălucesc într-un fel aceste butoane, care te duc cu gândul la o gamă de lux cumva, da? La fel, avem buton rotativ păstrat pentru volum, o funcție foarte utilă în momentul în care mașini cu multe pretenții și care costă două ori mai mult decât acest Tivoli nu au așa ceva, au renunțat, că s-au gândit ei ce deștept suntem, hai să facem o tâmpenie. Adică mașina este cumva un clasic modern, da? Cutie automată convențională, o mașină care arată rezonabil, dar în același timp blindată cu tehnologie și la un preț corect, zic eu. În zona inferioară, iarăși în 20.450, încărcare wireless, da? MUFO USB o avem.
Schimbătorul de viteze, maneta. Nu e nimic pe ea, nicio inscripție, nu nimic. Avem PRND luminat. Da? Și ziua și noapte se vede foarte frumos. Fără efort, poartă manuală, cu plus și minus. Da? Așadar, un interior uimitor pentru 20.450 de euro. Torpedo de dimensiuni mari, aeratoare cu închis deschis. E un pic, să zicem, mai puțin bogată la partea de plafon, unde lipsește, de exemplu, un sistem de tip SOS, cum am văzut pe majoritatea mașinilor care se vând acum de noi în Europa. Avem doar o plafonieră normală, un suport de ochelari, parasolare fără iluminare, da? Deci, în zona asta, cumva, mașina e mai sobră, dar per total, la 20.450, pentru mine, tehnologia prezentă pe mașină este absolut fără rival în momentul ăsta. La banii ăștia nu găsești nimic comparabil. Alte puncte forte ale acestei mașini, o să le observați dacă veți face un drive test sau dacă veți deține un asemenea automobil. Faptul că în momentul în care pliezi bancheta spate, se obține un spațiu de cărat destul de mare. Acum, pe mine, la prezentarea de exterior, m-ați auzit spunându-i un SUV compact. Practic, acest Tivoli Grand nu este neapărat un SUV compact. Este o, îmi vine să spun, în lumea pistoalelor, armelor cu care eu de altfel mă mai ocup, sunt anumite combinații din astea, când iei un mâner, să spunem, mai mare și pui o țeavă mai scurtă, sau când iei un mâner mai mic și pui o țeavă mai lungă în construcția de pistoale, se spune un fel de cross, da? Un fel de încrucișare dubioasă din asta. E, cam așa este și aici la Tivoli. S-a făcut o încrucișare foarte interesantă, și anume, deși ampatamentul este mai mic decât la Duster, ceea ce înseamnă ce? Că mașina, bine, ampatamentul mai mic cu puțin decât la Duster, 2600 versus 2600 și ceva, o chestie genul ăsta, prin ampatament automat o poziționezi în SUV-uri de categoria B, da? Deci subcompact, practic. Dar lungimea este identică. Deci lungimea totală a acestui Tivoli Grand este identică cu a unui Sportage 2017, să zicem, da? Care e un SUV compact full size, cum s-ar zice, da? Adică nu e gen cum era Qashqai-ul, care era inclus la compacte, dar în zona inferioară. Nu. Deci, practic, ce avem noi aici la Tivoli Grand? Avem un SUV care nu e nici subcompact, nu e nici compact. E un crucișare, un cross foarte interesant. Adică o mașină cu o lățime de segment B și cu o lungime de segment C. Și acest lucru poate fi văzut relativ ușor. În momentul în care stai la bord și urmărești spațiul și distanța în care dintre cei doi pasageri față, vezi imediat că mașina nu este neapărat de segment C. E mai degrabă strâmtă la interior. Dar când te uiți la lungime și când vezi ce spațiu ai în spate, îți dai seama că, foarte interesant, deși pe un ampatament mai mic decât la Duster, în spate, mie mi se pare că se stă mult mai bine decât într-un Duster. Da? Deci e o combinație foarte interesantă pe care au reușit-o cei de la SsangYong, și mărturisesc cu surpriză că ieri, în timp ce mergeam cu mașina, m-am întâlnit cu încă două. Deci într-un interval foarte... Și nu eram într-o zonă unde să zic, domne, e un dealer SsangYong sau ceva. Nu, m-am întâlnit cu încă două Tivoli Grand. Ba, unul m-a și salutat așa, eram ca trabantiștii. Știți cum se salută trabantiștii? A văzut omul așa, a zis, ăsta e de-al nostru. Și m-a salutat. Și mi-am dat seama ce? Că, bun, nu cred că sunt singurul care am fost surprins de acest Tivoli Grand. Și sunt și alți oameni care au fost surprinși și au și dat banii. Pentru că, așa cum spuneam, este unul dintre modele bine vândute Tivoli și în varianta asta Grand chiar are niște aturi de vânzare. Prețul foarte bun pentru ce oferă mașina și în același timp această încrucișare interesantă de segmente.
încrucișare care, am vorbit de multe ori despre asta, devine din ce în ce mai pregnantă. Adică Sangyong cu mașina asta cumva reușește ce? Poate să fie o opțiune și pentru clienți din segmentul B, poate să fie o opțiune și pentru potențial clienți din segmentul C, care vrăjiți de prețul bun pe care îl are mașina. Gândiți-vă că la momentul la care filmăm noi acest Sangyong Tivoli s-a lansat noul Opel Astra și prețul de pornire la noul Opel Astra este practic prețul cu care poți să iei acest Tivoli complet echipat. Bun, nu comparăm istoria brandurilor și Opel e Opel, Sangyong e Sangyong. Dar în același timp comparăm mașină cu mașină, da? Adică ce primești la 20.000 de euro. Și după părerea mea, în continuare, acest Tivoli rămâne una dintre cele mai frumoase surprize pe care le-am avut în anul 2021. Bun, să vedem și ce se ascunde în spatele acestui ecran frumos. De 8 inci scrie pe site la Sangyong. Din ce știu eu, ar trebui să fie de 9 inci. Acum nu-mi dau seama după... Pare de 9 inci, dacă mă întrebați pe mine. S-ar putea să fie... fie o opțiune, adică pentru piața noastră să fi rămas în continuare de 8 inci, dar eu știu că la faceliftul care s-a făcut XLV-ului la un moment dat, deja, deci când a apărut acest display din spatele volanului de 12,5 s-a introdus odată cu el și display-ul de 9 inci. Deci în mod normal ăsta trebuie să fie de 9 inci. Dar mă rog, o să întreb eu la Sangyong să vedem. Ideea este că ce am observat la el, că de asta spun ce înseamnă subaprecierea unui brand, da? A fost probabil singura mașină în care, fără să-mi împerechez telefonul cu mașina, în momentul în care am băgat telefonul, am pus un cablu în mufa USB și când am băgat telefonul în cablu, mi-a luat Android Auto și s-a împerecheat, așa cum vedeți, cu telefonul instantaneu. Deci fără să fac nimic. Deci mi-a zis, vrei să te conectezi așa? Și am spus, da. Ok. Și a făcut chestia asta. E, pentru mine asta înseamnă uzabilitate, da? Adică înseamnă o atenție pentru utilizator. Nu să stau eu să bag parole, să fac minuni sau să frec cablu de 5 ori, cum s-a întâmplat la mașini cu mega pretenții, cu mega pretenții și la unele nici n-a reușit să știți că am filmat. Deci, până aici, destul de bine. Nu mă dau în vânt după cum arată display-ul cu norișori ăștia pe el sau așa. Nu-mi place faptul că nu am un buton de home. Aici am adus în Android Auto, văd, ia să vedem de ce face chestia asta. Să scot mai bine telefonul momentan și îl băgăm pe urmă. Deci, spuneam că nu au un buton de home. Deci avem această chestiune de aici. Cumva ăsta ar fi un ecran de home, dacă vreți. În care avem ce? Radio, media, Apple CarPlay, Android Auto, My Music, Bluetooth, Bluetooth Music, iPod, Voice Memo și e-manual. Să intrăm prin ele pe rând. Așa arată ecranul de radio. Mișcarea destul de fluidă, după cum vedeți, da? Deci nu pot să zic că mă deranjează. Zona de Bluetooth. Și zona de setări. Da, vedeți că avea auto connection ăsta și s-a conectat automat. Eram aici la Bluetooth. Contacte, reset, ringtone. Da? Ringtone-uri selectabile. Ca și la display-ul din spatele volanului, destul de multe opțiuni. Neașteptat de multe opțiuni pe el. Nu avem navigație și îmi pare rău că nu avem navigație. Nu pentru că ar fi o problemă. Dacă ai Android Auto și Apple CarPlay, problema navigației este absolut surmontată, dar mi-ar fi plăcut să vedem navigația pe display-ul din spatele volanului. Mă rog, o să vedem ce opțiuni
și dacă avem vreo opțiune de acest gen cu Android Auto, dar nu cred, nu am văzut treaba asta. Bluetooth Music, vă dați seama, își ia muzică din telefonul meu și o pune, voice memo, e-manualul, care arată cam așa, deci ai anumite zone și îți dă niște informații de gen. Da? Pot să trec și prin toate dacă vreți. Vă puneți pauză și puteți vedea ce scrie acolo. Nu te așteptai la așa ceva de la un Ssangyong, nu? Sincer să fiu, nici eu nu mă așteptam. Deci cam asta a fost la e-manual. A, aici la radio ce am uitat? Are și DAB, da? Deci știe DAB. Aici avem un fel de aplicații, cam așa arată ele, unde de fapt ce vedem? Sub o altă formă ce aveam și în meniul anterior, adică radio, media, Apple CarPlay, Android Auto, Voice Memo și zona de setări. Așa, ca să spunem susținător al brandului Ssangyong, trebuie să recunosc că n-am găsit o logică neapărat a așezării acestor meniuri, adică mi se pare total alambicată, dar na, asta e situația. Setări pentru radio, regiunea, setări pentru RDS, cele care se văd aici, program type, mă rog, cine stă să folosească chestiile astea, eu nu, setări de timp. Da, eu zic că nu super sofisticate, ci strict necesar. Setări pentru display, sincronizare cu vehiculul, adică iluminarea display-ului este controlată din cele două butoane din stânga volanului, care reglează intensitatea luminii în toată mașina, sau mai ai trei funcții, autoiluminare, day, night, da? Simplu. Și reglajul îl vedeți că îl schimb eu din butoanele din stânga volanului. În momentul în care m-aș muta pe auto, avem separat un nivel de iluminare care nu mai este același cu cel al bordului și se setează de aici, așa cum vedeți, da? Dar eu zic că cea mai bună opțiune e asta, sincronizare cu vehiculul. Screen off, care face chestia asta, și sigur mi-aș fi dorit acest screen off să fie undeva accesibil la primul buton, să-l ai tot timpul pe display, pentru că mă gândesc că nu e foarte plăcut să cauți un screen off prin display dacă noaptea pe tine te deranjează lumina ecranului și vrei să-l stingi în timp ce conduci. Nu e ok treaba asta. Background selectabil, deci în afară de norișori ăștia mai avem două background-uri și alte funcții. Poți afișa un ecran gol, poți să-ți pui, și asta e foarte interesant, o imagine selectată a ta. Sunt oameni care apreciază treaba asta și e ok. Poți să ai ceas, iar la sistemul de senzori și cameră poți avea ghidare pentru direcția în care merge mașina. Setări de sunet, un clasic balans fader, egalizator cu trei funcții, sistemul audio, câteva cuvinte. Am ascultat, aș zice că e mediocru pe radio, deci pe radio dacă asculți la calitatea transmisiei radio non-DAB, mi se pare destul de mediocru, adică gen cum avea Hyundai-ul prin 2008-2010 sistemele audio, nici prea prea, nici foarte foarte, nimic care să-ți atragă atenție. În schimb, dacă asculți pe Bluetooth, deci dacă îi dai o sursă mai de calitate sau dacă ești pe un radio de tip DAB, brusc descoperi că difuzoarele știu mai mult decât pare la prima vedere. Ăsta e un lucru interesant. Pentru cineva care folosește Spotify sau YouTube Music sau o chestie genul ăsta,
o să vă placă. Nu vă gândiți acum că nu e Harman Kardon sau mă știu ce minune, dar pentru banii pe care îi dai pe mașină, absolut rezonabil. Și alte setări, bip, l-ați auzit bipul de mai multe ori, deci la anumite comenzi se aude un bip, dacă vrei să nu se audă, îl debifezi de acolo. AVC e un sistem care reglează automat volumul în funcție de zgomotul din mașină. Sigur, e relaționat cu viteza vehiculului, pe măsură ce viteza crește și volumul crește pentru a compensa nivelul de zgomot. Și acest reverse sync volume, o sincronizare cu mersul înapoi. În momentul în care mașina este băgată în poziția R, scade volumul pentru a prioritiza senzorii de parcare și informațiile legate de acea manevră de parcare. Limbi disponibile sunt cele pe care le vedem și care, dacă observați, sunt cumva europene, da? Deci în zona asta de Europa. Bun, includem Rusia și Turcia, să zicem, dar nu au, că mă așteptam să văd China, Coreea, India sau mă știu ce, nu sunt. Și setări pentru sistem sau, mă rog, informații despre sistem cu spații de stocare, resetare și update. Mă, nu știu, update-ul văd că nu este over the air, deci probabil că este prin intermediul unui stick. Îți aduce update-ul și ți-l pui acolo. În fine. Bun, să revenim și la Android Auto, să introducem telefonul. Observați că Android Auto s-a activat. Și puteți vedea cum se vede un Waze sau ce să mai luăm de aici, un Google Maps, nu? Adică super rezonabil, da? Pare destul de mat display-ul, deci nu are tendințe, sigur, noi acum fiind în sezonul rece, nici nu avem soare care să ne încurce foarte tare, dar nu pare să fie de o strălucire din asta orbitoare. Acum, în continuare, mie mi se pare că ar avea 9 inch display-ul ăsta, dar e posibil să mă și înșel, o să mă interesez. Bun, ce vreau să mai vedem? Camera de la vederi și senzorii. Deci asta e camera, prima impresie. Super rezoluție. Deci dacă vă uitați la DALE, vezi detalii pe DALE. Foarte interesant, da? Nu avem linii predictive, adică nu ne arată decât un grid cu roșu, portocaliu și galben. Însă este foarte util pentru că te ajută să centrezi, da? Iată, ne ducem către un obstacol, stâlpul nostru favorit. Rezoluție foarte bună, afară plouă torențial, deci mi se pare, am văzut mașini de 3 ori mai scumpe decât acest Ssangyong care nu aveau rezoluția asta la ecran. În timpul ăsta au auzit senzorii și sunt și afișați pe ecran. Observați ce rezoluție bună. Uitați-vă la acest beton pe care e montat stâlpul. Thank you.
Ați văzut cum funcționează și cum frânează sistemul RCTA, foarte bun. Și are afișare și pe display-ul mare și pe display-ul cu senzorii de parcare. Ce am mai observat interesant și nu văzusem până astăzi, deși mașina asta la mine o săptămână, dar am dat reset all la un moment dat din greșeală și cred că s-a activat opțiunea asta, dar pe care nu am văzut-o, ori nu am fost atent, că am display pentru climatizare și pe display-ul mare de 8 inch sau de 9 inch, cât este, da? Deci vedeți funcțiile pe care le avem aici, apar și pe, și pe climatizare. Nu era, nu știu cum, cred că s-a activat el. Da, interesant, adică după 6 zile, aproape 7 cu mașina, încă mai îmi servește câte o chestiune. Foarte multe opțiuni, incredibil de multe opțiuni pe acest Tivoli Grand. Printre mulțimea de sisteme și surprize pe care oferă acest Tivoli, avem și acest Check Tire Direction, adică înainte de plecarea de pe loc, mașina știe, implicit prin senzorii ei de pe coloana de volan, știe poziția roților. Dacă roțile sunt virate, stânga sau dreapta, în cazul nostru acum sunt stânga, dar observați că același lucru e valabil și în dreapta, da? Mașina te anunță. De ce? Pentru că dacă nu știi care e poziția roților, n-ai fost atent, te-ai urcat în mașină, tu vrei să pleci drept, dar s-ar putea lângă tine să fie o mașină parcată și când pui în drive și ai plecat, să te duci în mașina parcată. Știu ce să spuneți, domne, sunt șofer, nu se, mi se întâmplă. Ba da, se poate întâmpla, deci e un sistem, cu siguranță ajută în anumite situații. Ați văzut și sistemul Front Vehicle Depart, cum funcționează. Deci, în momentul în care mașina din fața ta pleacă și tu ai un moment de ezitare, adică apucă să se distanțeze, în momentul ăla, deci e un sistem foarte simplu care folosește senzorii mașinii, da? Detectează că l-a plecat și te anunță, vezi că a plecat din față. Bun, nu pare mare chestie. E și la Dacia, nu? Sau nu? Un pic de conducere de noapte cu Tivoli pe o vreme neprietenoasă. Minus un grad și vânt și un fel de... E așa, când ieși afară se simt minus 20 de grade. Avem lumini cu LED. Nu se văd ele acum în localitate pentru că este lumina ambientală. Eu din fericire am condus și când era uscat. Din nefericire nu am filmat atunci pentru că, dar sper că o să se vadă și acum, o să vedem. Aș fi avut ceva să comentez despre aceste faruri care nu-mi displac, dar în același timp am niște obiecțiuni. În continuare, mașina îmi place foarte mult, mi se pare o mega surpriză pentru sfârșitul ăsta de an. E ultimul test pe 2021. Silențioasă, confortabilă, un consum ușor ridicat, dar întrucât suntem în condiții de iarnă, îi acord circumstanțe atenuante, să zicem că în condiții ideale ar obține și consumul dat de fabrică, dar în rest mașina mă super încântă și mă uit la ea noaptea, un bord corect, luminat, ergonomie, deci nu prea ai ce să-i reproșezi. Sigur, sunt o grămadă de lucruri mărunte pe care le-am scos în evidență, dar inclusiv pe partea de lumină, o să vedem imediat ce se termină localitatea. Să urmăriți că o să trec peste niște limitatoare de viteză, să vedeți zgomotul suspensiei. Pentru că, de exemplu, una din observațiile pe care le am referitoare la acest Tivoli, ce aproximativ 30 la oră, și trece foarte confortabil peste suspensii, însă pentru jantele pe care le are și balonul de pneu pe care îl are de 16 inci, suspensia pare setată un pic cam rigid.
Așa cred eu că, de exemplu, Nissan Qashqai-ul cu jantă de 20 de inci era mai confortabil decât Sangyong-ul la, deci suspensiile erau mai fine. Adică acel savoir-faire de care tot vorbesc eu, știința de a face, e prezentă la marile branduri și cei care vin în urmă, cum ar fi Sangyong, încă își caută drumul. Deci suspensia este impresionantă, dar în același timp nu este la nivelul la care ar trebui să fie. Iată faza scurtă pe timp de noapte. Din fericire pentru Sangyong, acum că burnițează afară, lumina se vede foarte bine, doar că dacă ar fi fost uscat, am fi văzut, eu am văzut asta, anumite zone mai întunecate. Deci luminează alb, luminează cum trebuie, însă are și unele zone pe care la alte mașini nu le vezi. Nu vă gândiți că zone în care nu se vede, ci dacă vreți ca niște pete. Deci fascicul luminos are niște umbre, probabil din cauza formei reflectorului sau, mă rog, acelor zone reflectorizante ale farului. Avem inclusiv aprinderea automată a fazei lungi. O să trec eu pe auto acum și asta e aprinderea automată a fazei lungi. A aprins faza lungă, n-a avut nicio problemă. Adică tot ce am întâlnit pe mașină funcționează corect. Ce nu mi-a plăcut am comentat, că e un cruise control, că una ca alta, da? Dar în esență mașina, după cum se vede, impecabilă. Și ziua și noaptea a simțit luminile de localitate, a stins, da? Deci fără niciun fel de problemă. Uitați-vă cât de fin rulează, fără zgomot, nici din partea suspensiei, nici din partea motorului. Transmisia este ca și cum n-ar fi, deci transmisia este, nu, surpriză. iSyn nu poate fi o surpriză pentru mine, eu conduc o mașină cu transmisia iSyn, știu ce înseamnă. Dar e o surpriză pentru o mașină cum este acest Tivoli, neașteptat. Deci cheia acestei mașini, de fapt motorul și transmisia, asta e părerea mea, că sunt într-adevăr două surprize majore. Bordul este luminat complet, nu avem lumini ambientale, sunt și unele mici zone în care nu vezi comenzile, cum ar fi, de exemplu, comenzile pentru plierea oglinzilor sau reglajul oglinzilor retrovizoare. La fel, pe plafonieră sus nu ai niciun fel de indicator luminos care să-ți spună unde să pui degetul când e întuneric total. Ai tendința să pui mâna direct pe lampă și să apeși pe lampă, cum e la alte mașini, pentru că nu vezi unde e butonul. Sigur, dacă ar fi mașina ta și mergi de zi cu ea, te obișnuiești. Din fericire însă, lumina din interior este reglabilă și acest lucru, și ăsta e un punct forte al acestui Sangyong Tivoli Grand, este faptul că, așa cum vedeți, multe din aceste chestii se pot face ușor, adică are o ergonomie bună. Partea unde e mai puțin ergonomic, în zona de meniuri, și meniurile din spatele volanului și cele din display-ul central sunt un pic dubioase și alambic, cu o logică pe care nu o înțelegi într-o săptămână. Eu n-am înțeles-o, da? Adică și mi-e dificil să umblu prin ele, sau aș fi preferat un mod mai rapid. Majoritatea chestiunilor pe care le-am spus despre acest Tivoli sunt lucruri care, da, deranjează, specific vezi că acel lucru te deranjează, te încurcă sau ai fi vrut să fie altfel, dar în același timp toate luate la un loc se poate trăi cu ele, da? Adică nu sunt chestiuni care să spună, domne, nu-mi cumpăr mașina asta că n-are nu știu ce sau, da, dacă te potrivești în scaun și cu volanul, totul este super ok. Acum, sigur, fiind vremea cum este, nu ne dăm foarte bine seama despre faruri, dar vă spun eu, luminează bine și faza lungă și faza scurtă și o să vedem împreună că luminile de poziție au un rafinament aparte, adică este un stil de iluminare LED gen BMW, dacă vreți, adică
nu este genul ăla ordinar de lumină. Este, o să vedeți, cel mai bine e să vedeți. Deci lumina de poziție, cel puțin pe spate, sunt impresionante. Și repet, mașina este o continuă surpriză pentru mine. Până mâine o duc înapoi, până în ora 4 trebuie să fie înapoi la Sanghiong, dar pentru mine a fost o săptămână, săptămâna surprizelor. Adică a venit Moș Crăciun Tivoli. Da, I love it. Exact, exact, I love it. Mi-a plăcut mașina, o surpriză extrem de plăcută pentru mine.